Bună dimineața, dragi colegi, și bine v-am găsit din bucătăria mea! Astăzi vă prezint o rețetă mai specială, putem să zicem o alternativă al unui sandwich, din nou alternative, al unui sandwich improvizat. Deci, de data aceasta nu vom utiliza pâine, ci îl vom face chiar într-un ardei gras. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Ton, cremă de brânză, pesto, spanac, roșii, cașcaval și câțiva castraveți. Vom începe cu jumătate și îl vom umple cu cremă de brânză. Așa. Exact cum am face cu un sandwich obișnuit pe pâine, doar că în ardei. Așa, ajungem peste tot cu lingura. Mai punem și spanac pe aici. Este o rețetă perfectă pentru cei care au intoleranță la gluten și nu pot mânca pâine, sau chiar cei care sunt la regim, de ce nu? Așa. Acum punem puțin ton. Așa, am pus ton. Punem pesto. Pentru o aromă și un gust mai intens. Voi puteți opta și pentru alte ingrediente dacă doriți. Puteți adăuga avocado, șuncă, alte tipuri de cașcaval. Eu fac cu ce am avut prin frigider. Acum vom pune cașcaval. Așa. Deja am lăsat gura. Castraveți. Și nemijlocit spanac, verdeață foarte sănătoasă, gustoasă și voilà! Aici avem un sandwich fără pâine, sunt sigură că e mega gustos, sorry! Și voi, dragi colegi, puteți să pregătiți acest sandwich dimineața când sunteți în grabă, ați văzut că a durat doar câteva minute. Poftă bună!